Observa asta, copii? Nu, domn profesor. Ei, hai, nu fiți așa dramatici. După cum bine știți, de când cu noi reguli de la minister, astăzi o ținem o probă conform evaluării naționale. Una ce vă va pune creierul la contribuție și nu numai creierul, cât și fundurile alea puturoase, că stați toată ziua la calculator și nu faceți nimic. Ba facem clipuri. Bani, fă, facem și bani. Selfie. Da, cu aburelele astea să vă duceți voi la mămicile voastre de youtuberi. Pentru astăzi vom vedea cine e cu adevărat bărbat. Dar și tu nu te mai plânge atât, doamne. Jurule, sunt gata, copii? Să fim gata? Pentru ce să fim gata? Sigur, dar nu-i lua prea tare, că știi și tu, na, youtuber. Ia, da, chiar, ce tot spune bucata asta de muș vorbitoare, fă? Astăzi o rupem! Adică, noi să facem sport? Păi, ți se pare, dracu, că am nevoie de așa ceva? Tu nu te uiți la mine că-s cât un tank? De jucărie. Ce ai spus, mă? Ia gata, hâț, Jonule, provostul v-a rugat să mergem pe terenul de sport cu toții, că n-avem toată ziua la dispoziție. Da, salut, încă sunt aici. Hai, strâng drept. Deci, astăzi o folosim tot ce am învățat la școală până acum. Fiecare lecție importantă va fi pusă în practică pe bune acum. Eu nu mai înțeleg nimic. Adică cum? De ce nu dăm și noi probe mai normale la evaluarea asta națională? Cum dă toată lumea? Dar chiar fă. Alții au română, mate și dracu să ia. Iar noi picăm fix sport dintre toate? Da, ceva pute aici și nu? Nu e sandwich-ul ăla pe care îl ține Codrin în mână de 7 episoade încoace? Bun, Jonule, fiți foarte atenți la mine pentru că nu o să mă mai repet. Ce? Deci, astăzi avem de trecut 3 probe de traseu foarte importante. Și anume, hâț, 100 de metri trending. Adică, care ajunge cel mai repede în trending și reușește să și rămână acolo pentru cel mai mult timp. Floare la ureche. Asta am făcut și în episodul trecut. Nu-i așa, Selly? Da. A doua probă va fi săritura în views. Adică care reușește să facă un video cât mai clickbaited, care să atragă cât mai multe view-uri fără niciun sens, va fi punctat. Are cum să fie așa ceva probă de sport? Tăcere! Și a treia și ultima probă va fi una de forță și talent. Ehei. Și anume, vă trebuie să faceți un video în care să vă flexați pe cât mai mult posibil. Și în funcție de nivelul de flex din clipul ăla, veți primi puncte pe hâțometru. Care reușește să strângă cele mai multe puncte pe hâțometru de-a lungul celor 3 probe va fi desemnat oficial de către mine, mare campion, cel mai forță canal de YouTube din România, după mine, desigur. Plus notă la evaluarea națională. Ați înțeles ceva necalități? Păi... Mișcă, Jonule, mișcă toată ziua. Așa, deci, cum vi s-a părut, copii? A fost greu? Hai mă, Jonule, că n-a fost așa de greu. Și, Doriane, cum a fost? Păi, vezi tu... văd că e cam omoră, nu glumă? Și ce note au primit? Păi, dacă este să ne luăm după hâțometrul meu, pe locul 1 este... Dorian? Da. Ce? Ce? Ia stai, ia de-aia încoace. Păi, cum? Și restul unde sunt notați? Apoi, l-am avut când să-i note și pe ei, că m-am concentrat prea mult pe mine. Păi, deci te-ai trecut pe tine, că tu trebuie să ai grijă de ei. Tu știi ce o să-mi facă directorul acum? Stai mă, Cilar, Jonule, că e un calcul simplu, păi ce dracu? Păi cine naiba să aibă cele mai multe puncte pe hâțometru, dacă nu eu? Plus, să nu uiți un lucru, că și eu sunt mare youtuber, cel mai mare youtuber. Selfie? Da, ai și tu dreptate, dar totuși ne trebuie notele pentru copiii ăștia, că ne omoară directorul dacă nu. Păi stai mă, Jonule, că am și uitat cam ăsta. Aha, deci tu ai fost ăla care mi l-a ciordit. Poate reușim să dăm notele după cum scrie aici? Jurnalul? Da, nu știu ce, dar l-am găsit în cuier și... Păi și ce scrie acolo? Nu e treaba ta, de asta mă ocup eu. Tu doar strânge-i pe amărâții ăștia și aruncă-i dracu undeva să nu-i mănânce câinii. Stai, ce? Ce s-a auzit? Nu știu, dar mai era un copil care a fugit de la început în tufe și nu s-a mai întors de atunci.
Jurnalul. Jurnalul.